Credincioșii din Maramureș se pregătesc de sărbătoarea Paștelui. În această seară, gospodinele de la pensiunile de pe Valea Izei pregătesc o cină de post, pe care turiștii o vor savura. Și mergem chiar acum la colega noastră, Andreea Borbor, corespondent special, Antena 3 CNN, care este Săcel și intră în direct cu noi de acolo. Bună seara, Andreea! Ce imagini frumoase ne transmiți din Maramureș! Bună seara, Ana Maria, bună seara tuturor. Este o transmisiune în direct cum nu se putea mai grea. Asta pentru că ceea ce urmează să vă arăt acum depășește orice imaginație. Nu mai vorbim de gust, pentru că în mai puțin de o oră turiștii vor ajunge aici la unitatea de cazare și vor servi masa de post. Ce vom servi? Păi, ia uitați aici, o ciorbă de legume de post, mirosul este absolut fantastic, miroase a mărar, a tarhon, iar legumele extraordinar de bune. Avem și fasole cu boabe mari, o delicatesă de post. Totodată, cei care nu consumă fasole putem, iată, să consumăm în această seară varză călită, desigur, de post. Avem și ouăle pe care v-am arătat că le-am înroșit orele trecute, iar la desert, Ana, e bine, un cozonac cu nucă, plin de nucă, un cozonac de post, pentru că vă reamintesc faptul că astăzi credincioșii mănâncă de post, fiind ziua de Vinerea Mare. Acum însă, Ana, trebuie să îți spun că eu o să... pentru că doamnele de aici m-au pus astăzi la treabă și o să o fac asta pentru că de data aceasta eu am treabă, iată, o să mănânc plăcinte de post cu dulceață. Cei care nu au apucat încă să ia masa sau urmează să ajungă la cină, vă doresc poftă bună, la fel cum o să am și eu. Andreea, crede-mă, cu toții am vrea să fim puși la treabă acolo în Săcel. Este o treabă foarte plăcută, acele plăcinte arată într-un fel, iar dacă vii pe la București, te așteptăm cu acele bunătăți din care guști în acest moment. Da, am văzut-o, doamnelor și domnilor, pe Andreea Borboros. Cei din Maramureș se pregătesc de sărbătorile pascale cu, evident, cele mai bune plăcinte. Și vine